Jurnalele RTT. Știri la fix. Mulți dintre brașoveni au primit luni dimineață mesajul RoAlert emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, care atenționa că numărul de cazuri de COVID-19 este ridicat în municipiul Brașov, peste 3 la 1000 de locuitori, și că intră în vigoare noi restricții. Se precizează că masca este obligatorie în spațiile deschise și în cele închise. Școlile își vor desfășura cursurile online. Activitatea în interior, a restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, muzeelor, sălilor de spectacole și sălilor de jocuri de noroc este interzisă, se mai precizează. Așadar, Brașovul intră în scenariul roșu, iar o hotărâre pe această temă urmează să fie adoptată marți 27 octombrie de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Unele restaurante din centrul Brașovului nici nu au mai deschis astăzi. Opera Brașov și Muzeul de Artă au transmis mesaje că își suspendă activitatea. Luni dimineață, indicele cumulat de infectare cu SARS-CoV-2 la 1000 de locuitori depășea pragul de 3 în 7 localități din județ. Sunt Petru, Părău, Șinca Nouă, Ghimbav, Hărman, Cristian și Brașov. Stațiunea Bran se apropie de această valoare, având 2,98. Incidența la nivelul județului Brașov este de 2,35 pacienți contaminați la 1000 de locuitori în ultimele două săptămâni. În scenariul roșu a început săptămâna pentru peste 10% din unitățile școlare preuniversitare brașovene, reprezentând mai bine de 13% dintre elevii și cadrele didactice din sistemul de educație preuniversitar din județ. Conform datelor centralizate de Serviciul de Specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean, 41 de unități școlare preuniversitare și 11.387 de elevi se află în scenariul roșu, ceea ce presupune suspendarea activităților cu prezență fizică și trecerea acestora exclusiv în online. Cele 41 de unități școlare reprezintă peste 10% din totalul unităților școlare preuniversitare din județul Brașov. Conform datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică a județului Brașov, comunicate și prin serviciul RoAlert, în municipiul Brașov, incidența cumulativă a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 a depășit astăzi valoarea de 3 la 1000 de locuitori. În conformitate cu Ordinul Comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății din septembrie 2020, toate unitățile școlare de pe raza municipiului Brașov urmează să intre în scenariul roșu. Facem precizarea că în municipiul Brașov funcționează 102 unități școlare preuniversitare de stat și particulare, acreditate sau autorizate, reprezentând peste un sfert din totalul unităților școlare din județ, în care își desfășoară activitatea peste 40% din elevii și cadrele didactice brașovene. Restul unităților școlare din județ își desfășoară activitatea după scenariile galben și verde. 142 de unități școlare, reprezentând un procent de 35,15 în scenariul galben hibrid, 221 de unități școlare, reprezentând un procent de 54,7 în scenariul verde, care presupune prezența tuturor elevilor și a cadrelor didactice în unitate. Până luni 26 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 212.492 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 8.731 în județul Brașov. 151.811 pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 2844 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 54 sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 357 de persoane au fost retestate pozitiv, 5 dintre acestea sunt din Brașov. Până luni au decedat 6470 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19. În intervalul 25 octombrie ora 10, 26 octombrie ora 10, au fost raportate 79 de decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 45 de bărbați și 34 de femei, erau internați în spitale din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brăila, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Prahova, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și București.
Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 5 decese la categoria 40-49 de ani, 7 decese la categoria 50-59 de ani, 21 de decese la categoria 60-69 de ani, 24 de decese la categoria 70-79 de ani și 21 de decese la persoane de peste 80 de ani. 76 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Un pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru doi pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.726. Dintre acestea, 823 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 3.064.698 de teste. Dintre acestea, 8.709 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 6.229 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.480 la cerere. Pe teritoriul României, 25.781 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.963 de persoane se află în izolare instituționalizată. 54.855 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 51 de persoane. Incidența acumulată a cazurilor la nivel județean în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori depășește indicele 3 în Alba, București, Cluj, Harghita, Sălaj și Timiș. Județul nostru are 2,35 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele două săptămâni, iar municipiul Brașov 3,03. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în 24 de ore 7.110 sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.704.050 de lei. Duminică au fost constatate și 11 infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Vă reamintim, la linia Tel Verde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Forțele de ordine din județ, sub autoritatea instituției prefectului și în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov și Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, au organizat și desfășurat cu efective mărite activități de verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă. În weekend au acționat în zonele aglomerate, centre comerciale, piețe, târguri, terase, în zona unităților de învățământ, precum și în stațiile și mijloacele de transport în comun de pe raza județului Brașov. Polițiștii brașoveni au verificat 170 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea măsurilor impuse în perioada stării de alertă. Forțele de ordine au legitimat peste 2200 de persoane, au verificat aproximativ 190 de mijloace de transport persoane și peste 260 de autovehicule. Pentru abaterile constatate au fost aplicate 312 sancțiuni contravenționale, dintre care 305 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală și 6 sancțiuni contravenționale pentru faptă de natură economică. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 26.000 de lei. Totodată, polițiștii au verificat peste 2.100 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare sau carantină. Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov au legitimat 26 de persoane cu privire la respectarea măsurilor și interdicțiilor impuse și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale în valoare de 500 de lei. Și jandarmii au verificat aproximativ 100 de persoane cu privire la respectarea măsurilor de izolare sau carantină. Jandarmii din cadrul grupării mobile de jandarmi Burebista Brașov au legitimat 4 persoane și au aplicat 4 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală în valoare de 2.000 de lei. Ziua Armatei a fost sărbătorită duminică 25 octombrie de țara noastră, instituția statului în care românii au cea mai mare încredere.
La Brașov, autoritățile locale au participat la ceremonia militară și religioasă, prilejuită de sărbătorirea Zilei Armatei României, la Monumentul Eroilor din Sprenghi. Alături de prefect au fost prezenți reprezentanții ai Consiliului Județean, Primăriei Municipiului Brașov, comandanții de unități militare, reprezentanții ai Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Jandarmi Județean și Grupării Mobile de Jandarmi Burebista. Din cauza contextului epidemiologic actual, ceremonia s-a desfășurat cu un număr redus de participanți și fără prezența publicului. Într-un comunicat, prefectul Cătălin Văsi a menționat că au fost respectate toate măsurile de protecție sanitară impuse pentru prevenirea și limitarea răspândirii noului coronavirus. Chiar dacă nu ne putem imagina cu adevărat ce va aduce tehnologia 5G, este important să implementăm această tehnologie, a subliniat recent într-o dezbatere televizată Manuela Catrina, fost secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor. Ea a subliniat în context că înlocuirea tehnologiilor anumitor furnizori din rețelele deja existente, capaz pentru trecerea la 5G, este prevăzută să aibă un impact de aproximativ 1,8 miliarde de dolari în Statele Unite ale Americii și că se are în vedere găsirea unor soluții pentru compensarea acestor sume, care vor fi cheltuite de operatori. În același timp, deși conform proiectului de lege 5G lansat în consultare publică de autoritățile române, se poate ajunge la o situație similară, în România nu există încă o dezbatere privind posibila compensare a operatorilor, o mare parte a rețelelor 4G fiind realizată cu furnizori care ar putea fi vizați de o eventuală excludere, impactul negativ final urmând să fie resimțit de consumatorii finali. Potrivit Manuelei Catrina, România este prinsă în războiul global 5G dintre Statele Unite și China, iar nimeni nu va apăra interesul consumatorilor români decât autoritățile române. În acest sens, ei trebuie să promoveze cele mai bune soluții pentru consumatori și economie. Proiectul de lege 5G se află în prezent în etapa de avizare interministerială și urmează ca el să fie adoptat de guvern. Ulterior va intra în dezbaterea celor două camere ale Parlamentului. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, este sărbătorit în 26 octombrie de ortodoxi și catolici. Sfântul Dumitru, cum este cunoscut în tradiția populară românească, este considerat patronul păstorilor sau cel care desfrunzește codrul și usucă plantele. Mai bine de 5.500 de brașoveni au onomastica astăzi, iar unii dintre ei au participat la biserica din Brașov cu hramul Sfântului Dimitrie. Așa, Sfinte Dimitrie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă. Biserica din cartierul Tractorul își sărbătorește hramul în două zile consecutiv. Prăznuindu-l pe Sfântul Dimitrie, izvorâtorul de mir, în 26 octombrie și pe cuviosul Dimitrie Basarabov sau Dimitrie cel Nou, în 27 octombrie. Astăzi, biserica din Tractorul, ce poartă hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir, și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. În bucurie, în unitate și în rugăciune, au fost alături de credincioșii acestei comunități creștine și tinerii de la Seminarul Teologic din Brașov, care asemenea au și ei ocrotitor al capelei seminarului pe acest sfânt mare mucenic al bisericii noastre. Sfinții, iată, ne adună la oaltă, ne dau curaj, așa cum Dimitrie l-a încurajat pe Nestor să poarte lupta cea bună, să biruie pe Lie, așa și astăzi Sfinții ne încurajează și ne îndrumă spre biruință. Sunt grele vremurile pe care le trăim, încercări, iată, de boală, se abat peste lume, dar în credința noastră, sub oblăduirea Sfinților, găsim mângâiere, curaj și inspirație. Și de această dată ploaia nu i-a împiedicat pe credincioși să participe la hramul bisericii. Oamenii au respectat măsurile de protecție sanitară și s-au rugat cu nădejde la Biserica Nouă din cartierul Tractorul.
Biserica a fost construită între 1994 și 2008, iar serviciile religioase au început din anul 2006, la demisolul bisericii, cu prilejul Crăciunului. În anul 2012, a doua zi de Paște, înalt preasfinția sa dr. Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, a săvârșit slujba de târnosire a bisericii. În prezent, aproximativ 2000 de familii fac parte din parohiile 3 și 4 din Tractorul.